Lumea la picioare după Eurovision. A cântat prin toată lumea și a fost aplaudat la scenă deschisă. Acum caută altceva. Mihai Trăistariu și-a lansat de curând primul album de muzică populară, Lie Ciocârlie. Materialul conține 12 piese din toate regiunile țării, dar și două duete, unul împreună cu Sofia Vicoveanca și altul cu Niculina Stoican. Mai multe însă despre album ne spune chiar acum Mihai Trăistariu. Bună, Mihai, bine ai revenit la Observator. Salutare tuturor! Cum s-a născut ideea unui astfel de album? E o dorință mai veche de-a mea, chiar dacă ziarele au speculat că e crize și am făcut albumul că, uite, e crize și cântă populară. Nu. Albumul e gândit de vreo 3-4 ani să apară. Mi-am dorit un album de muzică populară, mi-am dorit câteva duete și s-au întâmplat toate, așa cum am gândit eu. Adică am făcut acest duet cu Sofia Vicoveanca, un duet cu Niculina Stoican, am făcut și o piesă în limba română, în limba machedonească, pentru că eu locuiesc în Constanța de 10 ani și am avut multe evenimente acolo și veneau Macedonia, România la mine să mă întrebe, dar nu cânt și o melodie de-a noastră și nu știam și am zis hai să fac și o melodie cu limba lor. Revenind acum la cele două duete, ce au spus cele două cântărețe de muzică populară când le-ai făcut această propunere? A fost în felul următor. Niculina Stoican era în jurul la o emisiune împreună cu mine, chiar la Antena 1, acum vreo 2-3 ani, vreau să fiu vedetă și mi-a zis, i-am spus că vreau să-mi fac la un moment dat album de muzică populară și mi-a zis, dacă nu mă chem să fac un duet cu tine, mă supăr, te omor, de fapt, așa mi-a zis. Așadar a fost așa încât ea m-a convins să fac cu ea, dar mi-am și dorit lucrul ăsta, iar la Sofia a fost invers. Eu am rugat-o pe doamna Sofia să fac un duet, a zis că lasă-mă să mă gândesc, s-a gândit câteva zile, o săptămână și mi-a dat răspunsul, da. A fost o decizie mai dificilă, probabil pentru că n-a făcut până acum un duet. Este primul și singur duet făcut vreodată și pentru mine a fost un mare lucru să cânt în duet cu Sofia Vicoveanca, mai ales că n-a cântat cu nimeni până acum. Și eu sunt primul. Așa încât eu zic că am punctat bine momentul ăsta și albumul de muzică populară s-a lansat cu brio, aș putea spune. 12 piese sunt în total pe acest album. Pe lângă Lie Ciocârlie, care este foarte cunoscută, ce alte piese deja îndrăgite de publicul larg mai găsim? Am ales în speță melodii cunoscute pentru că am vrut să fie un album pentru toată lumea, să fie ușor de ascultat, de digerat, să zic așa, chiar comercial. Am pus titlul albumului Lie Ciocârlie, piesa celebră a Mariei Lătărețu. Am și vorbit cu fiica ei, Ioana Lătărețu, acum vreo săptămână, pentru că mi-a zis că mai are câteva piese în... Ce câteva? Are vreo 1500 de piese neapărute pe un album și dacă mai vreau să cânt de ale ei, cine știe, nu m-am gândit dacă o să scot un alt album, dar mi-a zis cu mare drag mi le dă. A ascultat mai... această interpretare a da, ta? Da, ascultat și ce a spus? Cum i s-a părut? Nu mi-a dat încă o părere, dar mi-a zis că a ascultat și că dacă mai vreau să cânt cu mare drag, ceea ce înseamnă că i-a plăcut, probabil. Căsuța noastră, mai am trandafiri de la Moldova, am cântat Sanie cu Zurgălăi, Leliță Ioană, Cine iubește și lasă, Cine a pus cărciuma în drum, sunt piese cunoscute. Piesa cu Sofia se cheamă Supărarea bate-o Doamne, iar cu Niculina se cheamă Danțul și o piesă nouă. Numai piese una și una. Multe dintre ele au autori încă în viață. Ai obținut dreptul de a le cânta? Da, câteva dintre ele, într-adevăr, aveau autori în viață. Eu am fost la unea compozitorul, împreună cu casa mea de discuri, și a trebuit să cerem voie să le pot cânta, dar chiar și cele la care autorii nu mai sunt în viață trebuie cerut voie, pentru că așa spune legea drepturilor de autor. Și unde se duc acești bani în cazul banii în care merg chiar la autorii de drept. Adică eu nu prea câștig din albumul de muzică populară, câștig autorii de drept, dar nu asta m-a interesat, ci să am eu un repertoriu și muzică populară. 12 melodii o să mă ajute cel puțin toată viața o să am de acum de cântat muzică populară, dacă vreau la un spectacol și oricum eu deja mi-am băgat în concertul meu de 45 de minute pe lângă Tornero, cât de frumoasă e sau Jotem, care se vede pe ecran aici, mi-am băgat chiar și piese de la formația Valahia de pe vremuri, o să vă spun mai târziu de ce, dar și piese de muzică populară. Deci concertul meu e un amalgam de piese frumoase. Și pentru că tot vorbești, iată, de concerte și de petreceri, știu că ai compus și o melodie cu o țintă directă pentru nunți. Mirele și cu Mireasa se cheamă, da. Pentru că am fost invitat din ce în ce mai des la nunți, la boteze. Până acum le cântai cât de frumoasă ești. Exact. Cât de frumoasă ești, mă chemau mirii să le dedic piesa mireselor, normal. Cât de frumoasă ești în seara asta. Și se potrivea frumos cadrul și încă o mai cânt la nunți, dar această piesă, Mirele și cu Mireasa, e mai cerută pentru că are țintă directă spre cei doi miri. A fost greu să scoți acest album? Ai muncit mult până l-ai văzut? Am muncit cam 6 luni la el, dar ideile le aveam de mult timp și le gândeam deja de vreo 2 ani.
îmi făcusem așa repertoriu în minte și titlurile le aveam. Le-am ales cu minuțios, așa să mă exprim. Adică nu la întâmplare. Totul a fost bine gândit. De ce piesele astea? Pentru că puneau Liecio, că e evident că am ales-o pentru thrillurile mele celebre. Trebuia să le pun cumva în valoare. Chiar și cine iubește și lasă, am transformat-o puțin ca să-mi pun și vocea în valoare. Am muncit la albumul ăsta. E un album lucrat și... Încep. Asta se vede cu siguranță. Care dintre aceste piese ți-a dat cel mai mult de furcă? Ceea ce privește interpretarea, evident. Lie Ciocălie. Lie Ciocălie, am stat cam o lună pe ea pentru că am vrut să-mi iasă perfect și am și avut curajul, ca să nu zic tupeul, că e urât spus, dar am avut îndrăzneala de a încerca să dau un plus melodiei, un plus interpretării și am cântat cu o octavă mai sus decât Maria Lătărețu și Maria Ciobanu ca să îmi demonstrez și mie că pot și știam că pot pentru că am octavele în glas și am zis, măcar acum la tinerețe, că peste 10-20 de ani le pierde, că nu știu, glasul îmbătrânește și zic, hai să le folosesc acum cât le am. Și am cântat încă o octavă, am ciupit acolo niște note ca să fie mai interesant. Care dintre aceste piese îți este cea mai dragă? Tot Lie Ciocărlie. Eu am insistat să se dea titlul albumului așa, deși mai există un album al Mariei Ciobanu cu acest titlu. Piesa e compusă de Maria Lătărețu, ea a făcut muzica și textul, a cântat-o și Maria Ciobanu și Ion Dolănescu, din ce am găsit eu pe internet. Eu sunt al patrulea, practic, interpret al piesei, dar am zis să fie tot Lie Ciocărlie pentru că mi-au mai zis unii ziariști Ciocărlie, privighetorul, Ciocărlanu, așa că s-a potrivit. Zic, hai să fiu și eu o Ciocărlie acolo de nivel... de același nivel. Și Lie Ciocărlie nu este singura surpriză pe care le-ai pregătit-o fanilor tăi în această perioadă. Da, am lansat două albume simultan. Un album, un best-of. Un best-of pentru că am totalizez la ora asta 12 albume, cu tot cu albumul de muzică populară, așa încât meritam un best-of, zic eu, în sensul că s-au adunat 120 de cântece deja pe albumele mele și chiar dacă un best-of îl scot artiștii la sfârșitul carierei sau la 40-50 Asta vreau de să ani, te întreb, de ce acum? De ce acum? Da, a început lumea să mă întrebe asta, pentru că sunt 12 albume și când ai 12 albume, poți să-ți permiți un best-of, mai ales că sunt șlagăre, uite, am pus și de pe vremea 19 Valahia, piese, Banana pe lângă și... Tornero, da, cât de frumoase ești, Je t'aime, și alte piese de ale mele din cariera solo, am pus și de la Valahia, pentru că Banana, Banii și Fetele, La Mare, La Soare, au fost chiar șlagăre acum 8, 9, 10 ani și lumea le cânta în fiecare vară, iar eu deja le-am înregistrat numai cu vocea mea și am început să le și cânt, vreau să spun, prin concerte și lumea își amintește extraordinar prin. Cel puțin Banana, pe care mi-era rușine să o cânt oarecum și refuzam categorie, de 10 ani am cântat-o, am cântat-o acum vreo două zile într-un concert pe litoral și vreau să spun că lumea era nebună. Le-am explicat contextul, adică le-am spus că am scos un best-of și nu fac acum în concertul ăsta decât să ne amintim cum era acum 10 ani. Și Lie Ciocărlie cum prinde? Lie Ciocărlie, aș putea spune că întrece la ora asta Tornero. Nu mă așteptam. Ne faci o demonstrație? Să vă fac o demonstrație? Te rog. Dacă o reuși acum. Lie, Lie, Ciocărlie. E lungă, nu mai ținem așa. Mihai, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența alături de noi și pentru faptul că